Un copil de 10 ani din Ploiești a scăpat cu viață ca prin urechile acului după ce a fost lovit cu putere de o motocicletă. Totul s-a întâmplat aseară în cartierul Bereasca, în timp ce copilul traversa strada fără să se asigure. Martorii spun că impactul nu a mai putut fi evitat, iar băiatul a fost aruncat lângă un trotuar. Băiatul a fost trimis la magazin de mama lui și când a venit de aici și a traversat, a venit un șir de motocicliști și l-a luat în plin, l-a zvârlit pe sus câțiva metri, tocmai aici, pete de sânge. Nu s-a asigurat el când a traversat sau aveau ei viteză? Avea viteză mare, cred că băiatul i-a văzut mai departe, dar n-a avut timp, că i-a avut viteză mare și a venit și l-a luat în plin. În momentul când i-a scos și i-a pus fiola, a luat-o imediat și a băgat-o în buzunar. Eu personal i-am zis lui polițist, arată fiola să vedem, ai marturi, marturi, să vedem ce gradație de alcool are el sau n-are, dacă e gol, dacă e plin. A băgat aia în buzunar, n-a văzut mai era. Nu s-a luat niciun martor dintre cei prezenți? Spune și las că am luat. Din primele cercetări a rezultat faptul că incidentul rutier s-a produs ca urmare a traversării neregulamentare a străzii de către minor, împrejurare în care a fost lovit de către motocicletă. Minorul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat la unitate medicală din București pentru investigații medicale suplimentare. În acest moment sunt efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor de producere a accidentului și luării măsurilor legale. Băiatul se află în afara oricărui pericol.